Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Brodina au descoperit și confiscat patru colete abandonate ce conțineau 4.000 pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Brodina, ITPF Sighetul Marmației, au declanșat în data de 5 ianuarie 2016 o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucraineană în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 20 și 50 de minute, au observat cu ajutorul aparaturii din dotare, la aproximativ 100 de metri de frontiera de stat, un grup de persoane care transporta colete voluminoase dinspre frontieră spre localitatea Costileva, județul Suceava. Drept urmare, polițiștii de frontieră au efectuat somațiile legale prin voce, moment în care persoanele în cauză au abandonat coletele și s-au întors pe teritoriul statului ucrainean. Imediat au fost anunțate și autoritățile de frontieră din Ucraina despre eveniment. În zona respectivă au fost descoperite patru colete ce conțineau 4.000 pachete cu țigări de provenență ucrainană. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 40.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar în continuare se fac cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.